cât de frecvent se regăsește ața dentară în baia dumneavoastră, dar apa de gură. Vă rog să vă acordați aceste întrebări și să vă răspundeți. Totodată, astăzi la emisiune vor veni experți care vor explica cât de importantă este îngrijirea corectă a danturii pentru a preveni eventuale probleme grave ale cavității bucale. Despre una dintre ele ne povestește în continuare doamna Aurelia Doroș din Orhei. A suferit de boala parodontală și astăzi femeia reușește să se bucure de un zâmbet de care este extrem de mândră, zice ea. Această emisiune este realizată în colaborare cu Smile Dent Team, experți în reabilitări totale ale cavității bucale. Viața învățătorilor nu este întotdeauna în roz, dar cert este că profesorii își doresc să aibă un zâmbet frumos și luminos. Doamna Aurelia Doroș din Orhei a luptat cu boala parodontală mulți ani. Modestă fiind, a evitat însă să vorbească despre durerile suportate. De regulă, dascălii întotdeauna își ascund trăirile și problemele de ochii elevilor. Dinții au început să cadă, m-am adresat la medicul stomatolog, deci mi s-a spus că am un început de parodontoză unde este nevoie de tratament. Am hotărât ca să îmi caut o clinică unde aș putea ca să primesc un tratament adecvat pentru dantura și situația în care mă aflasem, deoarece dinții au început ca să se miște, având și probleme de sănătate, avem nevoie de un medic specialist, bun, profesionist, care putea ca să-mi acorde tratamentul necesar. Doamna profesoară a început să caute informații și soluții. Așa a aflat că această boală parodontală nu este o glumă. Specialiștii spun că atunci când începe să scape de sub control, poate duce la pierderea dinților sau la alte afecțiuni legate de sănătate, cum ar fi diabetul zaharat, bolile de inimă sau accidentul vascular cerebral. Din fericire, dacă este abordată la timp, boala parodontală poate fi tratată. Îndată cum am intrat în clinica dată, mi-a plăcut în primul rând anturajul care era în această clinică. Mi-am dat seama că am dat peste niște persoane profesioniste. Pacienta a hotărât să se înarmeze cu răbdare și să înceapă tratamentul pentru o schimbare totală a danturii. Mi s-a spus că este o parodontoză, este nevoie de extragerea totală a dinților. Am avut emoții, deoarece aveam probleme de sănătate. După aceea a urmat operația, unde mi s-au făcut implanturile și mi s-a pus dantura provizorie. La Smile Dent Team, grație tehnologiilor digitale și propriului laborator dentar, proteza doamnei Doroș a fost executată rapid. La o săptămână după operație, deci mi s-a pus dantura provizorie. Iulian, medicul de care mă trata, mi-a dat o oglindă să mă uit și am fost uimită că într-un timp atât de scurt aveam o dantură asemănătoare cu dinții care aveam mai înainte. Pacienta a plecat acasă fericită și zâmbitoare. Viața Aureliei Doroș a luat o altă întorsătură. Doamna se simțea mult mai încrezută în forțele proprii, dar cel mai important, a scăpat de dureri. În reabilitarea dinților am fost mereu susținută de familie și când am venit acasă cu dantura pusă, s-au bucurat foarte mult. Purtând dantura provizorie, mă simt bine, pot comunica, pot zâmbi, pot mânca mai bine, mă simt un om împlinit și liber. Mă bucur mult că am dat de această clinică, unde am întâlnit oameni profesioniști cu o responsabilitate mare față de pacienți. Smile Dent Team dispune de tehnologii de ultimă generație, iar scopul primordial este ca rezultatul obținut să fie pe măsura așteptărilor pacienților. Parodontoza este o afecțiune ce poate fi evitată dacă este depistată precoce. Echipa clinicii depune efort ca să ajute pacienții să prevină această boală care deteriorează dantura și îi privează de un zâmbet frumos.
Palma Scorado, stomatolog italian, și doctorul Vadim Vetrilă, cel din Moldova, au pus bazele unei clinici dentare dotate cu utilaj performant. Iar diviziunea de cercetare și dezvoltare din Institutul Reabilitarea Completă a Cavității Bucale a devenit un punct de referință în Europa pentru cei mai buni stomatologi, dar și chirurgi maxilofaciali care aveau nevoie de arcade dentare exclusiviste pe implanturi pentru rezolvarea celor mai complexe cazuri. E bine, un astfel de implant a avut nevoie și doamna pe care ați văzut-o mai devreme în reportaj. Alături de noi, în această seară, este domnul Corrado Palmas, cofondator Clinica Smile Dent Team. Bună seara și bine ați venit cu mare drag la noi. Bună seara! Vă mulțumim tare mult că ați acceptat această invitație. Vorbiți limba italiană mai mult decât limba română. Astăzi vom încerca să avem un interviu în limba română. Știu că înțelegeți foarte bine limba română. Da, înțeleg 90%. Moldova m-a învățat și... putem, dacă de reușim. De cât timp sunteți în Republica Moldova? Lăsați-mă să vă întreb astfel. Am început de la 2012 lucrarea acestui proiect și partenerul meu, la domnul doctor Vadim Vetrilă, a fondat practic prima cabinet de stomatologie în strada Ismail, druma principală din Chișinău, la 2012. De la 15 avem început operație cu pacienții internaționali și ne-am dezvoltat tot plan de expansia, ca după ne-a devenit punct de referență la nivelul internațional. Cum v-ați cunoscut cu domnul doctor Vadim Vetrilă? Nu știu când a fost acel moment că, uitați-vă, ar fi cazul să vă uniți puterile pentru a crea această clinică. Da, probabil dacă eu nu avea cunoscut domnul Vetrilă, avea deschis în Tirana, Albania. Înainte de deschidere, Moldova a făcut o cercetare în diferite țări din Europa de l-est, Bulgaria, Moldova, Albania, Croația, Ungaria, multe țări. A fost o cercetare de 3 ani. Ați cercetat piața să vedeți unde ar fi cazul să investiți în acest domeniu. Da, am scris o carte de turism dentar la 2012, după 3 ani de cercetare, în care a fost scrisă formula ideală împreună cu 100 de clinice care au fost implicate în acest fel de turism medical, care a fost exact elementii fundamentale pe o dezvoltare de succes din această firmă. Acest motiv că ne-a devenit o clinică foarte de succes, că deja avea recepta. Am înțeles. Când, în ce an ați venit în Republica Moldova și prin ce v-a surprins țara noastră? Țara noastră și voastră m-a surprins de punct de vedere de seriozitate. Aici sunt oamenii serioși, foarte serioși și cu competență. Eu cred că școala ca voi avut e o școală foarte performantă, de calitate. Școala noastră. Și eu nu am văzut pe alte țări. Nu poți face școala nume. De stomatologie anume, da? Stomatologia, chirurgie oromaxilofacială. Exact, și adică tehnica dentară. Tehnica dentară. Nu poți, practic, eu pot spune implanturi, ma dacă nu am tehnicieni bune, ca nu e școala, nu sunt profesori ca te însemnă cum trebuie să fie făcută, că nu te explică exact, ai implanturi pe gură, nu ai dinți. Și în Moldova, când am văzut calitate de tehnicieni dentari și seriozitate, eu te pun în gură când e perfect, acest mi-a plăcut. Ca la mine, ca eu sunt din Sardinia, o parte de o regiune din Italia foarte serioasă, suntem foarte cunoscuți în Italia pentru să fii persoane serioase, ca la Germania. Dacă nu e perfect, nu punem pe gură. Ok, trebuie deschide aici în Moldova. Am înțeles. Eu știu că v-ați crescut, așa în ghilimele, vorbind profesional tehnicienii dentari. Da, a fost prima... Ați investit în investit ei, foarte în cunoștințele tare. Lor. Foarte tare. Cum unde... anume? Ce ați făcut? Noi facem, suntem focuzati pe parte de reabilitare extreme. Reabilitare extreme înseamnă pacienți care are probleme foarte importante, care trebuie să fie rezolvate nu numai cu implanturi și dinți artificiale, ma cu experiență. Dacă noi nu aveam avut această experiență multă, am invitat aici pe țara oamenii care deja aveau experiență. Multe bani am investit de în aceste minte. Adus?
din România, din Italia, din Anglia, diferite adică țări. Adică cei mai buni i-ați adus în Moldova? A invitat, a făcut școala la noi. Am făcut. Cursuri. De, ca deja avea experiență de mii de pacienți cu reabilitare extremă. Reabilitare. La ce nivel astăzi este Republica Moldova cu privire la, sănătatea sau tehnologiile dentare, să zic așa, comparativ, nu știu, cu 2012, de exemplu, atunci când abia cercetați piața și vă gândiți în ce loc al Europei ați investi în acest domeniu? Practic, eu cred că Moldova este țara de viitor. Nu cred, numai în Europa, în sper lumea. Sper să ne audă toată țara. În lumea. Voi aveți o experiență, o expertiză și doctorii, că sunt foarte buni, voi nu știți cât buni sunt acești doctori. Noi nu știm cât de buni cine vin suntem. De afară, știi. Vede. Că sunt, eu cred, în top 2%. În top 2% sunt acești doctori. Ca seriozitate, ce mai important e calitatea, ca ne fac cu doctore cu D mare. Cu D mare. Mulțumim tare mult. Iată, să știți că mă impresionați prin astfel de declarații. De ce? Pentru că noi, fiind aici acasă, cu problemele cotidiene pe care le avem, nu de puține ori ne întrebăm și mulți moldoveni zic că este mai bine în afară și multă lume emigrează, pleacă. Nu mă lăsați, încă așa este. Și când vine cineva din afara țării și zice, uitați-vă, în Moldova aveți oameni de valoare, pentru noi chiar este o mândrie și ne bucurăm pentru acest lucru. Dacă este să vorbim de tehnologii, iată, în domeniul dentar, propriu-zis, vreau să ne explicați ce aveți pe masă, care este, la un moment dat, doamna din reportaj ne-a povestit despre implanturi personalizate și atât vreau să ne explicați ce înseamnă implant personalizat, care este sensul, care este rostul, cum se lucrează pentru acest implant personalizat. Sigur. Acestea sunt o fel de structură metalică ca se lipește cu oș de la maxilă, parte de osul jos de ochi, osul maxilar și zigomatică și sunt implanturi ca se dau soluția acestei pacienti ca probabil a văzut deja 5-6 chirurghi maxilofaciali și tot a spus nu pot să fac nimic. Aceste tipologie de implanturi... Adică, practic, este vorba despre cazuri mai rare, să le zic așa, da, acolo foarte unde, rare. Practic, deja nu prea există soluții, să înțeleg. Da. Mulți cred că sunt rare. Nu sunt rare. Nu sunt rare. Nu sunt rare. Sunt multe aceste oameni ca în tot lumea. Dar o dantură mobilă, a avut dentura mobilă pe 10 de ani, 15 de ani și practica oșă în care poți fi fixată și lipită la gingia nu există. Și când nu există oșă, dentura mobilă sta pe pantaloni, nu sta pe gură. Și în aceste cazuri avem nevoie de o fabrică, că ne fabrică aceste implanturi. Problema de Moldova, Moldova nu are fabrică de implanturi dentare. Moldova nu are fabrică de implanturi dentare. Și în toată Europa, țara cu mai mult fabrici din implanturi dentare este Italia. Italia. Acesta a fost un eveniment fortuit, că eu sunt din Italia, am făcut o cercetare în toată Europa, de o fabrică ca putea dezvolta aceste fel de implanturi. Final am ajuns la Italia. Tot acolo. Da. De și unde veniți? Universul te ascult. Și după n-am început cercetare, am făcut conectare cu aceste stomatologi și maxilofaciali, că deja lucrea cu aceste fel de implanturi din 10 de ani și am revenit în Moldova cu această soluție. Această soluție ca te da posibilitate de mâncare, de a avea rapoarte sociale. Sim. Încă o dată. Sim. Imaginați o doamnă de 50 de ani că nu poți purta nimic. Nimic. Aveți și protetica mobilă, nu sta pe gură. Ce faci? 50 de ani? 45 de ani? Am avut un jucător de box, kickboxing, că avea 35 de ani, fără dienți în față, tot a spus, nu poți să fac nimic. Ce faci la 35 de ani? Sunt soluții extreme pe cazuri extreme.
Noi, în lucrul nostru, zilnic, avem în fața oamenii care au nevoie de soluție de implanturi convenționale și sunt o parte, 15% de oameni care au nevoie de aceste soluții. Domnule Palmas, aș vrea să atrageți atenție la ecrane. Te le prezentăm celor de acasă un material video în partea a doua a ecranului. Despre ce este vorba? Vreau un pic să ne explicați ce vedeți în imagine. În imagine vedem o mandibulă faraoșă unde a fost implantat implanturi făcute pe la calculator și printate din metal. Această structură e o structură de titan, o structură ca înșurubată pe oșul cu înșurubule micuțe. Aceste structuri sunt folosite de 40 de ani în departamente maxilofaciale. Noutate este că sunt făcute cu designer digitali la calculator. La calculator noi facem aceste forme ca sunt personalizate pe defecte oșoase. Practic, fiecare persoană care apelează la ajutor medical la clinica din care faceți parte beneficiază de o asemenea construcție inițială în care explicați ce problemă are, ce soluție există la problemă și ce este necesar de făcut. Corect. Și de anul acesta am început turism invers. Avem turism invers? Invers. Ce înseamnă asta? Am deschis clinica în trecut în Milano și din Milano nu vine români și moldoveni. Dar nu are această soluție în România sau Moldova. Suntem ca o multinațională de la Dentifix. Suntem o firmă multinațională, avem clinică în România, în Moldova, am deschis diferite filiale și final la Italia. În la Italia scopul viitor este formare echipa din Moldova și din România pe abordarea acestui fel de chirurgie. Pentru că veni vorba, vreau să le prezentăm celor de acasă un astfel de schimb de experiență și evenimentele Corect. Pe care le organizați și unde reușiți să vă vedeți în complex toți specialiștii din România, Italia, Moldova inclusiv. Atenție la ecrane! Evenimentul care s-a organizat în această vară a avut drept scop instruirea și prezentarea noii modalități de implantare prin intermediul tehnicii Eagle Grid. La eveniment au fost prezenți doi reprezentanți care au expus noul concept. Mi chiamo Mauro Cerea, sono laureato in medicina e chirurgia, sono chirurgo maxillofaciale e odontoiatra. Professore all'Università di Ancona in Italia. Siamo felicissimi di aver presentato il nostro prodotto e di essere qui in Chisinau, in Moldavia. Ho visto della tecnologia di altissimo livello e soprattutto molto attuale e soprattutto ho visto una grande pulizia e organizzazione di tutte le varie sale che gestiscono la protesi dal file, dai computer, dalla sala dove ci sono i computer alla lavorazione in laser melting del titanio alla produzione poi fisica delle varie corone e sono rimasto impressionato dall'elevata qualità e professionalità dei vostri dipendenti. Ciao, io sono Marco Roy, sono dottore di Eagle Grid. E mi ha fatto molto piacere venire qui in Moldavia. È stata una bellissima esperienza ed è stato bello poter condividere con molti clinici la nostra esperienza con Eagle Grid. Ecco che questo ha portato questa voglia di poter risolvere i problemi dei pazienti che non avrebbero altro modo di avere denti fissi, ha portato il dottor Palmas ad avere l'attenzione di Eagle Grid e quindi è iniziato questo percorso ed è stato il primo poi a portare Eagle Grid qui in Moldavia. Deocamdată această tehnică nu este prezentă în țara noastră, pacienții beneficiind de aceste servicii în Italia. Diviziunea de cercetare și dezvoltare din Institutul Reabilitarea Completă a Cavității Bucale reprezintă un laborator dotat în care se efectuează lucrări de design, reconstrucție robotică și bioemulare protetică dentară pe implanturi high-end. Diviziunea a fost fondată în 2020 de dr. Palmas Corrado, stomatolog italian, și dr.
Vadim Vetrile, stomatolog din Moldova. Împreună conduc o echipă de peste 50 de tehnicieni care de-a lungul anilor au reconstruit mii de pacienți din Italia, Franța, Germania, America, Olanda și nu doar. Această diviziune a devenit un punct de referință în Europa pentru cei mai buni stomatologi și chirurgi maxilofaciali, care aveau nevoie de arcade dentare exclusiviste pe implanturi pentru rezolvarea celor mai complexe cazuri. Diviziunea de cercetare și dezvoltare Smile Dent Team Lab organizează sistematic astfel de schimburi de experiență între specialiști din Italia, Moldova, la care tind să ajungă și medici din Ucraina, România, în același timp. În această vară, în cadrul evenimentului pe care l-ați văzut acum pe micul ecran, acest eveniment a fost realizat în parteneriat cu Eagle Grid Italia. Așa cum și s-a menționat, această tehnică nu este deocamdată aplicabilă în țara noastră, totuși specialiștii din țara noastră își doresc foarte mult să o posede, să o cunoască și să o aplice cât mai curând posibil. Vin să vă întreb, domnule Palmas, nu știu, se va întâmpla în câțiva ani sau totul va fi mult mai repede? Vorbesc acum despre această tehnică inovativă. E o tehnică inovativă unde trebuie să fie planificat implantul. Avem nevoie de 2 luni ca implantul să fie pregătit cu tot foie și autorizare de țări europeane ca sunt necesare. Paciente după o oră jumătate, deja dinți fix pe gură. Magia devine realitate când avem deja programat pe timp chirurgia și intervenția la gură. Problema ca în țara noastră, nu avem această fabrică de implanturi, practic trebuie să fie importat la implantul și paciente, dacă e de Franța, trebuie vine în un centru unde se fac digitalizare de tot capa la paciente, este în cand de pregătit, vine pe țara noastră sau ne face intervenția direct la Milano. În viitor avem nevoie de oameni, doctori, specialiști maxilofaciali, ca poți să aplica această tehnică. Da, ca tehnică. Intervenția practic este modelare osseo și fixare la implantul cât mai intim se poate cu os. Și pe acesta avem nevoie de chirurghii maxilofaciali ca să fie pregătiți în Moldova, ca începe cu echipa noastră internațională și în viitor. Pe lângă cele mai frecvente probleme ale danturii pe care le vom pune în discuție și le punem în discuție, astăzi vă prezentăm și soluții inovative, tehnologii de ultimă oră în domeniul stomatologic, pentru că există situații când aceste tehnologii oferă șansa unui zâmbet de milioane acolo unde practic anterior nu existau soluții. Ida Cosedu este originară din regiunea Sassari, Sardinia. Este asistentă medicală pentru persoanele cu dizabilități și la 40 de ani avea complexul unei femei îmbătrânite înainte de vreme. Asta se datorau problemelor de dantură cu care se confrunta. Dinții o părăseau din cauza parodontozei. Acesta a fost diagnosticul stabilit de medici. Dar să vedeți cum arată acum grație unei echipe care știe să-și facă meseria la cel mai înalt nivel. I miei problemi sono iniziati già da ragazza. Avevo portato l'apparecchio all'età di 11 anni. Poi allora prima non è che ti portavano dal dentista, non c'era il dentista che ti otturava un dente, una carie, niente. Estraevano e basta. Toglievano via i denti, avevi un mal di denti e lo toglievano via. Però poi ho iniziato forse all'età di 40 anni ad avere la parodontite. Quando uscivo io tenevo molto la bocca chiusa perché mi vedevo anche un dente di davanti spezzato che è stato ricostruito parecchie volte ed è sempre ricaduto. Non mi sentivo certo bene, mi guardavo allo specchio e dicevo ma cioè, sono giovane però sono vecchia. Avevo sempre mal di denti, la masticazione ogni giorno sentivo come che i denti stavano per cadere a terra. Sono stata costretta a andare in ospedale perché un giorno mi sentivo tutti i denti cadere e loro mi hanno aperto le gengive per far uscire del siero che avevo in bocca in modo che si restringesse un po' la gengiva. Io di voi sono venuta a saperlo sia tramite cartelloni che è pieno, però tramite persone anche che hanno fatto un percorso qua.
che sono stati benissimo, che hanno avuto una... ha detto che era un altro mondo dei professionisti, persone valide, erano delle persone speciali. Non solo, io dico, sì, c'è il fattore professionale, perché siete, sono professionali al massimo, però anche avete un modo di apportarvi a noi familiare. Non ci fate sentire delle persone, dei pazienti. Non siamo dei pazienti per voi. Sì, una famiglia. Io qua ho trovato una famiglia. E sei contenta? Contentissima. Contentissima perché avete dei protesisti, io per esempio dottor Michele, dottore. E un santo. Ha una professionalità unica. Io lui, quindi giudico lui. Poi giustamente saranno tutti uguali, però per me lui è un santo. Ha una dolcezza, ti fa sentire non neanche la sua paziente, la sua amica lì dentro. Tutto quello che le dici è una persona umile soprattutto. Loro mi hanno detto l'intervento che dovevo fare. Ho fatto gli zigomatici. Ho fatto io un intervento, estrazione di tutti i denti in un'unica seduta, con anestesia. Io ho una linea superior, la consiglio a tutti. A tutti perché è il massimo anche nella bocca. Avevo anche i provvisori, guarda, che tutti li ammiravano. Sono rimasti un anno integri. Non hanno cambiato né colore né... giustamente l'igiene, ecco, io dico quello. Però perfetti. E io ho nel cuore Chisinau, ve lo dico. Io ho nel cuore Chisinau. Io mi sento che ho i miei denti in bocca. A zâmbit tare mult, stăteam aici în platou și zâmbeam și noi alături de doamna Ida Cosedu. Alături de noi este domnul Andrei Fania, chirurg dento-alveolar. Bună seara și vă mulțumesc tare mult că ne-ați onorat cu prezența. Ce a avut doamna Ida până la final? Ce problemă a existat la nivelul danturii ei de a fost necesar, iată, să-i fie îndepărtați dinții rămași și reconstruită întreaga dantură? În cazul doamnei, problema a fost patologie parodontală sau parodontoză, cum o cunosc pacienții, și cauza pentru care s-a ajuns la o reabilitare mai complexă cu folosirea implantelor zigomatici sau alte implante neconvenționale a fost adresarea tardivă, adică în faza terminală, atunci când o mare parte din os deja s-a pierdut. Dar ce se întâmplă în această maladie? Cum se ajunge la pierderea dinților propriu-zis? De ce? Deci, parodontita este o afecțiune a osului și a gingiei din jurul dintelui. Este o patologie care, îi se mai spune, sau boala dinților frumoși, boala dinților sănătoși. Reprezintă o consecință a reacției dintre bacterii sau acea placă care se află pe dinți și reacția proprie a organismului. Deci, în urma acestei reacții, organismul, în procesul distrugerea bacteriilor, distrug și osul propriu al pacientului. Problema sau cauza de ce mulți pacienți se adresează în fază tardivă este pentru că este o patologie care nu se manifestă prin durere, acea cauză care de multe ori duce pacientul în cabinetul stomatologic. Deci se manifestă ori prin sângerări gingivale, mobilitatea dinților, apariția spațiilor între dinți, eliminări purulente, care de multe ori pacienții nu le consideră a fi importante. Și de aceea mulți se adresează în fază tardivă, când deja nu mai poate fi reabilitat printr-o tehnică simplă de inserare a celor implante standarde. În cât timp, în ani, se ajunge la o asemenea stare? De obicei, trecerea timpului este un factor sau o cauză care duce la o pierdere mai masivă a osului, dar nu este cel mai important, pentru că sunt pacienți care dezvoltă această pierdere masivă de os într-o perioadă mai scurtă, deoarece este o situație influențată de mai mulți factori, atât de boli generale, de unele construcții care le are pacientul în cavitatea bucală, punți dentare, coroane, dar sunt cel mai des pacienții care pentru o lungă perioadă de timp nu se adresează la medic. Deci cam asta ar fi cauza de ce se ajunge aici.
În Republica Moldova, dacă ar fi să facem o comparație, nu știu, între ce avem astăzi la capitolul tratamente stomatologice și accesibilitate la servicii medicale, stomatologice de înaltă calitate și acum, nu știu, 20, 30, 40 de ani. Astăzi există un val, dacă pot să zic eu așa, de persoane cu grave probleme dentare, ceea ce anterior nu se reușea a fi tratate, doar se apela la îndepărtarea dinților propriu-zis. Astăzi tendința este cu totul alta. Cred că și astăzi, la fel ca înainte, mare parte din cauza de ce se ajungea la această situație era și abordarea pacientului. Cu părere de rău, întâlnim și astăzi pacienți care renunță foarte ușor la dantură, adică în loc de a parcurge un drum mai lung, aleg calea de a extrage pur și simplu dintele, dar știm că extracția dintelui este una din cauze care duce și la pierdere osoasă, în special dacă este extras și nu este reabilitat într-o perioadă scurtă. Ce ține de parodontoză, așa cum era 30-40 de ani în urmă, la fel și astăzi tot aceasta este soluția, igiena este cel mai important factor. Plus, putem beneficia de alte avantaje pe care ne le propune tehnologia, dar cum ar fi aplicarea laserului, aplicarea diferitor injecții locale care îmbunătățesc sau ajută organismul în a face față acestor situații. Dar cea mai importantă cauză, la fel, este adresarea la timp și sistematică a pacientului la medic. Odată la 6 luni rămâne... Bineînțeles, așa propune literatura. Cel puțin. Depinde de caz. Sunt pacienți care necesită chiar și o prezență de 3-4 luni. Un pacient cu parodontoză nu este... Asta este situația. Pacientul cu parodontoză nu este un pacient care vine pentru a-și face o carie, pleacă, cu o situație rezolvată. Deci parodontoza este o situație cu care pacientul în multe cazuri trăiește pentru toată viața. În afară de cel tratament propriu-zis de curățare, de îndepărtare a infecției, de extragerea dinților care nu mai pot fi tratați, există o mentenanță pentru toată viața. Pentru că aceasta este o situație influențată de mulți factori și nu doar de local, cum ar fi caria, durerea. Este o situație multifactorială. Care este vârsta, să zic eu așa, pacientului cu parodontoză, cu boală parodontală care ajunge la dumneavoastră? Este o categorie anumită? Da, în direcția aceasta sunt studii mai mult la nivel internațional și cu părere de rău atestăm o întinerire, aș putea spune, a parodontitei sau parodontozii. Tot mai mulți pacienți la vârste între 30 și 40 de ani se prezintă cu o situație destul de gravă, cu o pierdere osoasă care de multe ori ne aduce la extreme de a folosi implante speciale sau de a efectua niște creșteri de os mai complicate, traumatice și chiar mai costisitoare. Dar de obicei, în pacienții în jurul vârstei de 40 de ani, presupun datorită faptului că este mult acces la platforme sociale, la informații, pacienții deja înțeleg situația că dinții se dezgolesc sau dinții se mișcă, nu reprezintă o situație normală și cam acesta ar fi contingentul de pacienți care se adresează cel mai des. Atunci când vorbim despre boala parodontală, doamna din reportaj ne-a vorbit, nu știu, am auzit despre osul zigomatic, da? Ca și soluții. Inclusiv vreau să vedem pe cât este posibil să discutăm despre tehnica all-in, da? Am zis eu corect? All-on. All-on, da, iertați-mă. Ce reprezintă această tehnică și cum reușește prin această tehnică să fie ajutată o persoană semenhidei, da, o persoană care suferă de boala parodontală? Deci, toți pacienții care se adresează ori cu boală parodontală, ori deja lipsa tuturor dinților. Scopul nostru este de a reabilita dantura pacientului. Noi nu punem implante zigomatice sau nu știu, noi tratăm pacienți care nu au dinți. Toate tehnicile, atât cele simple, cât ceea ce a arătat și domnul Palmă, Eagle Grid-ul, implantele zigomatice, creșterile de os, au scopul de a reda funcția și estetica pacientului. Deja indicația de a folosi un implant de un anumit timp este determinat de caz, este determinat de cerințele pacientului, este determinat de anatomie. Deci sunt cazuri când pacientul nu a avut parodontită, dar a pierdut într-o perioadă scurtă de timp dinții, dar anatomic avea un os de dimensiuni foarte mici. Un dinte, datorită evoluției milioane de ani, este capabil să stea stabil în acea porțiune osoasă. Un implant are nevoie de o dimensiune minimă de os pentru a se putea integra și a putea susține acea proteză. De aceea, când nu este osul, creșterea de os rămâne totuși o soluție. O tehnică nu se anulează pe alta. Toate sunt alternative. Deci,
permanent, având mai multe instrumente de acțiune, putem oferi tuturor, la mai mulți pacienți, soluții fixe, deci de a nu pleca cu proteză dentară sau fără dinți. Implantul zigomatic este o altă soluție alternativă. Se folosește atunci când în zona laterală a maxilarilor nu mai există os sau au fost careva tentative de creștere eșuate sau anatomic, nu ne permitem, nu avem un caz favorabil, pentru că pronosticul unei creștere osoase, până la urmă, este determinat clinic de volum osos restant, cauza care s-au pierdut dinții. Dacă mai am avut alte intervenții anterioare care au periclitat cumva spațiul clinic în care intervenim, iar implantul zigomatic nu face nimic altceva decât vine să ne ajute ca să putem oferi puncte fixe pentru acea lucrare protetică care se fixează. Nu are importanță că este pe Eagle Grid, că este pe 4, pe 6 implante. Da, deci toate seama. Cazurile sunt individuale, numărul de implante este individual. Sunt pacienți care la prima vedere, la o simplă panoramă, ar părea identici, dar soluțiile pot fi total diferite. Îmi dau seama că pentru omul simplu, sau omul simplu caută soluții, da? Că este o tehnică sau este o altă tehnică, ține mai mult de complexitate, ține mai mult de ceea ce se poate face, dar îmi dau seama că se discută și cu fiecare persoană în parte pentru a-i se explică avantaje, dezavantaje. Corect. Și ce este de făcut totodată, multe din tratamentele de complexitate înaltă se efectuează în mai multe etape, da? nu totul odată, și atunci este nevoie de comunicare și de parteneriat dintre pacient și medic. Da, aveți dreptate, dar astăzi acesta și este scopul evoluții tehnologiei, ca să ne ofere soluții, ca pacientul să beneficieze de dinți fix și într-o perioadă mai scurtă, să nu parcurgem acele etape clasice anterioare, să creștem osul, să scoatem dinții, să așteptăm o perioadă până osul se formează astăzi. Este o îmbinare între biologie și tehnologie. Scopul final ar fi ca pacientul într-o perioadă cât mai scurtă, fără a trece cumva limita biologică, să poată beneficia de dinți fix și în cavitatea bucală. Dar până la urmă sunt și situații care necesită a fi etapizate, atât din condiții locale, cât și datorită stării generale. Sunt unele patologii generale care la moment nu permit intervenția, dar după oarecare perioadă de ameliorare putem interveni. Eu acum aș vrea să-l întreb pe domnul Palmas, atunci când, nu știu, vin cetățenii italieni la consultație, la tratament aici, care sunt, nu știu cum să zic, dorințele lor? Sau ce vă zic în primul rând atunci când îi vedeți atașa la o consultație în cabinet? Pe ce pun ei accent? Da? Ce își doresc de la doctori? Ei vrei dinți înainte, vor dinți înainte ca să torci înapoi la Italia. Am înțeles, adică ei își doresc în câteva zile sau într-o perioadă scurtă de timp. E o provocare foarte mare. Serios. Ca noi, când am început, facia dinții în practică noapte. Într-o noapte? În 5 zile, mai lucram noapte. Ca paciente trebuie să ne plece cu la aeroport. Adică ei își planificau perioade scurte de timp și trebuia... Exact. Și am divizat pe etapele, aceste fel de lucruri se finizează în un an jumătate, intră 2, 3, 4 etapele. După că ne-am avut 4-6 luni ca oșa e pregătit pe implanturi sau implanturi sunt pregătiți pe parte protetică, pacientul poate să ne întoarce la noi în Moldova. Și prima dorință paciente este vreau dinți. Nu importa ce implanturi trebuie să fie folosite, cum a spus domnul doctor Fania, important că noi ne avem soluție. Și el deja a dat mulți bani la doctori în Franța, în Anglia, Italia. Acești sunt doctori care au făcut deja tratamente care nu au fost de succes. Și el ne vine ultima dată la noi cu ultimii bani, mulți bani de la bancă. Și e ultima soluție. Și el vrei dinți și securitate ca să fie un tratament durabil. Acest motiv că noi ne-am dezvoltat, făcut mușchi la laborator, că avem nevoie de tehnologia, lucrăm în digitale pe acest motiv, ca la Word, Microsoft, nu pot să fac nume comerciale, sunt software de calculator cu care ne scrii carte. Altă variantă, ne scrim carte pe mâine. Dacă noi avem 7 zile pe proba diferite drafturi,
avem nevoie de lucra pe digitale. Dacă sunt mișcare, schimbare, erori, o digit, ne schimbam cu keyboard rapidă și trebuie să fie schimbat. Dacă noi facem cu mâini și pix la carte, să fie problema, ca la manuense. Trebuie reîncepe de la zero. Sigur. Cu digitale ne am strins foarte tare timp de prelucrare acestei dinți și azi, acum, avem redus foarte tare probleme și riscul. Primul risc care ne avem cu paciente, dacă ne vorbim de riscuri, ca paciente nu place dinții. Dacă ne am lucrat 5-7 zile, 10 zile, fără avea etape de probă, e foarte mare riscul ca te duci la frizerie și după plingi. Nu te place cum te-a tăiat că... firul de păr. Da. Și noi avem această necesitate ca pacient final să fie fericit și cu dinți și se întorce înapoi la Franța, Italia, cu siguranța de un tratament, o soluție. Dar dacă este să vorbim, nu știu, de educația sanitară, care ar fi diferența dintre un cetățean din Europa, de exemplu, și cetățenii din țara noastră? Unde avem de muncit și cum putem face astfel încât noile generații, da, copilașii care sunt acum mici, să nu știe de probleme grave dentare? Domnule Fanea. Având ocazia să tratăm mai mulți pacienți din străinătate, am ajuns la concluzia că nu există o diferență atât de mare între țara din care provine, cât mai mult ține de educația sănătății. Sănătății orale. Ca sfaturi pentru pacienți, bineînțeles, este igiena zilnică, nu necesită careva dispozitive speciale, deci este o periuță care se indica a fi schimbată la 6 luni, folosirea aței dentare, folosirea apei de gură. Dar este important ca această igienizare să fie efectuată corect. Deci nu este necesară o plimbare a periuței doar prin cavitatea bucală. Deci este necesar de a fi făcută corect. Acest lucru poate fi cel mai corect învățat în cadrul vizitei la medicul stomatolog, deci poate fi educat, poate fi cu ajutorul unei soluții speciale să îi se arate pacientul care sunt zonele care nu le igienizează bine, cum este corect de folosit acea ață dentară și, bineînțeles, vizitele repetate la medicul stomatolog. Deci toate problemele, atât de ce ține de cariele dentare, boala parodontală, toate pot fi prevenite prin vizite repetate și igienă zilnică, fără niciun alt dispozitiv de igienă sau careva, nu știu, suplimente, vitamine sau altceva. Aș vrea acum să-l cunoască cei de acasă pe domnul Florin Florea, este originar din România, dar locuiește în Marea Britanie. A beneficiat de o nouă dantură tot aici, acasă, în Republica Moldova. Mai exact, i s-au realizat 2 implanturi pterigoide. Florin vorbește cu atâta căldură despre relația frumoasă dintre el și fiică, iar un sfat părintesc ce i l-a transmis este să aibă grijă de dantură încă din copilărie. Fetița m-a întrebat, tati, dar de ce tu nu ai dinți ca și lui mama? Iar eu n-am știut ce să-i răspund fetiței. Am zis, uite, tati, tocmai de asta e important să te speli pe dinți și să ai grijă de dințișorii tăi, dacă nu o să ajungi ca tati. Mă numesc Florin Florea. Sunt cetățean român care trăiesc la Londra de 11 ani deja. Lucrez cu persoane care au probleme mentale. Am grijă de aceste persoane să poată avea o viață cât de posibil normală. Am avut paradontoză și da, a fost o problemă foarte mare pentru mine, pentru că, în primul rând, posibilitatea de a mânca era ceva dificil, să nu mai spun de a zâmbi sau de a purta o discuție normală cu cineva care nu te cunoaște, era destul de greu. Nu ești tu cel pe care erai înainte cu câțiva ani până să-ți pierzi dinții, nu? Nu ești, cumva, să spun așa, închis în tine. Nu,
tot mereu puneai mâna la gură sau evitai să mănânci unele mâncăruri care, într-adevăr, ți-ai fi dorit să le mănânci. În momentul de față mă face fericit faptul că pot să mănânc. Asta în primul rând. După aia aspectul estetic contează. Cel mai important era pentru mine de a putea mânca. Și atunci am și uitat cum e să zâmbești, sincer să fiu. Eu mă duc aminte, după 4 ore de stat în sala de operație, am ieșit de acolo cu ochii în lacrimi. Într-adevăr, am ieșit în lacrimi, dar în lacrimi de bucurie, în sensul că doar nu mă durea nimic, dar e ca și cum, în sfârșit, am făcut pasul ăsta. În primul rând, de-abia aștept să văd, să-mi văd fetița și băiețelul, să-i strâng în brațe și probabil și ei să zică: a, tati, ia uite ce dinți frumoși ai. Domnule doctor, de ce atunci când este prezentă boala parodontală se mănâncă greu? Este dificil să... Pentru că domnul Florin ne-a spus că marea lui bucurie era că poate mânca. După cum ați văzut și în video precedent, la mulți dintre pacienți dinții își schimbă poziția. Odată ce își schimbă poziția, își schimbă raportul dintele de jos față de dintele de sus, respectiv eficiența masticatoră nu este la fel. Sunt pacienți care din cauza mobilității apare și oarecare durere sau sensibilitate din cauza aceasta. Deci toate astea duc ca pacientul să nu mai poată mastica. Dinții din partea posterioară, datorită faptului că au mai multe rădăcini, de multe ori pierdem prematur sau au destrucții mai mari, pacienții folosind dinții anteriori pentru masticație. Toate astea duc în consecință la o insuficiență masticatorie destul de scăzută. Am înțeles. Discuția noastră este pe final. Vreau să ne spuneți un mesaj pentru cei care ne urmăresc. Un mesaj ce ține, dacă tot am pus accent mai mult pe boala parodontală, pacienții trebuie să cunoască că este o patologie sau este o situație care poate fi prevenită, nu este o condamnare, știm că are un factor ereditar, dar prezența periodică la medic, un diagnostic corect, atârnarea destul de serioasă asupra situației, poate preîntâmpina pierderea osului și ulterior pierderea dinților, ceea ce în consecință aduce la situații foarte complexe de reabilitări, sunt tot cheltuieli proprii ale pacientului, dar niciodată o proteză pe implante nu se poate compara cu un dinte natural. Un dinte natural are propria recepție, putem simți cald, putem simți rece, ceea ce ne oferă o calitate net superioară față de o proteză. Și am întâlnit mulți pacienți care se adresează la clinică și spune că da, eu cunosc că am boală parodontală de mulți ani, merg, mai fac injecții locale, nu știu ce. Nu asta este soluția. Soluția este adresarea la medicul specialist pentru o curățare corectă acestor zone și mentenanța în timp. Nu este un tratament, asta vreau să insist, nu este un tratament de moment, am făcut, gata, 5 ani nu mai vin. Deci primii 2 ani sunt foarte importanți și acești pacienți trebuie să devină prieteni cu medicii care sunt. Și important ca să fie un medic pentru o perioadă constantă, pentru că e important evoluția acestei patologii să fie monitorizată. Nu poți astăzi să mergi într-un punct mâine în altul, bine, dacă asta cere situația, dar să ai cel puțin informația de unde ai început și încotro mergi. Iar în situațiile când pornesc la un tratament, să știi că nu este un tratament clasic, pe parcurs acest tratament se poate schimba din punct de vedere a numărului de dinți care se extrag, a unor dinți care anterior s-a intervenit și după o perioadă de timp spune că da, vor trebui extrași și în cazurile când strategic le este propus extracția dinților, să știi că asta este făcut cu scop biologic, pentru a menține acel os care este restant. Deci nimeni de medici nu o să extragă dinții pur și simplu din proprie plăcere, înseamnă că situația o impune. Să înțeleg că neglijența, dacă este să vorbim de boala parodontală, poate ulterior să coste mai mult? Bineînțeles. Putem aceea, hai să nu intrăm în termeni financiari, dar folosirea acelorași bani, poate și mai puțin pentru o perioadă de 20 de ani, îți permite să rămâi și cu dantură în cavitatea ta bucală, plus că aceste zone de parodontită sunt și factori de infecție, nu reprezintă doar o problemă locală. Acestea sunt situații care agravează compensarea diabetului, pot influența asupra patologiilor cardiovasculare, deci este o situație care nu este o problemă doar a cavității bucale, este o problemă în general a organismului. Mulțumesc tare mult pentru participarea dumneavoastră, succese mare în tot ce faceți și doar pacienți mulțumiți, asta vă doresc cu adevărat, și oameni care pot zâmbi cu gura largă, să zic astfel. Mulțumesc frumos! Mulțumesc frumos la voi!